se recomandă acest program copiilor mai mari. Forță de salvare Sigma 17. Ați învățat multe de la ultima mea inspecție periodică. Sunt impresionat de ceea ce văd. Sper. Heatwave și-a tot lustruit șasiul pentru inspecție. Dar mi-ar plăcea să văd și cât de bine colaborați cu partenerii voștri. Da. În ordine să-i arătăm lui Optimus Prime ce putem. Îi poți urmări alături de mine. Știu care e cel mai bun loc din stație. Mulțumesc, Cody. Ești gata, Boulder? Urmărește seria asta de unghiuri și impactor și totul ar trebui să meargă bine. Bine, Graham. Să facem impresia artistică. Mega tare! Îmi vine să casc. La intervenții contează doar viteza. Fiți atenți! Ca la antrenamente, Casey, ia curbele cu atenție. Le voi lua și nu le voi da. Ține-te bine, Kate. Pe acolo ajungem mai repede. Da, dar pe acolo e cam riscant. Heatwave? Heatwave! Am ieșit de pe șosea! De ce ți-a luat atât de mult, Chase? Ai permis pentru conducerea unei embarcațiuni motorizate prin aer? Stați cu ochii pe cer, băieți! Blade va face un looping! Da, voi face! Stai puțin, ce? Da! Hei, Danny! Nu a fost chiar atât de rău! Dar acum e de rău! Patrulă cu patru autobuce în stată s-a trezit într-o ciudată ipostază. Era ei acum căminul lor și plus Optimus Prime, așa ne-a spus. Pe pământ tenze ajutați și apărați. Trăiți în lumea lor și trebuie respectați. Doar câțiva eroi vă vor fi aliați. Și tot ce ieri, rămâneți echipați. Salva noi, haideți să pornim. De ce intervenim? Transformatorii salvatori. Lumea înainte de Prime. Danny, e pe urmele noastre! Nu pentru mult timp, trebuie doar să zburăm mai sus și mai repede. În mod normal aș spune nici vorbă, dar azi voi face o excepție. Tată, cred că am fost atacați de un pterodactil. Un pterodactil? Nu știe că e un animal dispărut? Cody, îl vezi cumva? Coboară pe muntele Grifonului. Sună-l pe doctorul Green. Eu și cu cei să închidem traseele montane și ne vedem la stație. Un pterodactil? Ce interesant! Mi-am dorit întotdeauna să văd unul încă de când eram mic. Apreciez că investighezi problema, doctore. Vă spun! De acel pterodactil a mai fost atacat odată. În urmă cu câteva luni în peșterile subterane? Nu uit ceva ce încearcă să mă mănânce. Poate a zburat cumva până aici, când galeriile miniere s-au prăbușit. S-au întâmplat multe în lipsa mea. Da, domnule, pământenii au mulțumit cerului cu ocazia umplerii unei creaturi numite Curcan și au făcut cumpărături în cea mai neagră zi a săptămânii. Cred că Optimus se referea la asta. Un lanț de explozie a provocat mai multe surpări subterane sub Griffin Rock. E posibil ca una din ele să fie ajuns până la cavernele preistorice. Stai puțin, e o poză cu mine, Graham! Scuze, am greșit. Taie trompeta de pe listă. E un elan bolnav pe undeva pe aici? Nu, de la mine s-a auzit. Încerc să-mi aleg un proiect de merit pentru clubul de cercetași. Trebuie să fie distractiv și instructiv. E ușor. Autoapărarea. E distractivă, iar eu te voi instrui. Uite, ăsta e un morbot care ne atacă. Îți întinzi mâinile și îl respingi. Încearcă și tu. Asta îi va impresiona și pe cercetașii mai mari. Mă duc să mai caut în manual.
Ți-aș oferi un scaun, dar... Mulțumesc, șefule. Pot urmări destul de bine de aici. Dispeceratul de urgențe. Doctore, tu ești? Din păcate, da. Vreau să te anunț că pterodactilul chiar există și se pare că i-am picat cu tronc. Când te-am rugat să urmărești creatura, mă gândeam că folosești un telescop. Tu spui cartofi, eu înțeleg solanum tuberosum. Te ajută, Blades, și trimit și o pușcă. Ai grijă. Da, e drăguț din partea ta, dar mă tem că nu sunt genul tău. Sau specia. Ai grijă, doctore, vom încerca să prindem pasărea. Acum că i-am montat dispozitivul, îl putem elibera. Să-l eliberăm? Dar de-abia l-am prins. Din comportamentul ei am dedus că această pasăre reptilă e mamă. Va dori să se întoarcă la cuib. Și dacă urmărim când se întoarce la cuib, vom vedea cum a ajuns aici. Pleacă de pe insulă. Nu cred că falea subterană deschisă e pe Griffin Rock. Arătarea asta zboară, nu înoată. Cum să fie și din ocean? În direcția aceea nu e doar apă. Dacă a venit de pe insula Wayward. Dacă tot mergem pe ghicite, să încercăm acolo. Aș căuta bucuros acel pasaj pe lumea de sub pământ. Șansa de a studia un pterodactil în mediul lui natural e de 1 la 65 de milioane. Nu știu ce să zic. E periculos. Îl iau pe Trex cu mine. Nimeni nu m-ar păzi mai bine ca un dinozaur, nu crezi? Ne apropiem de pterodactil. Poți acosta pe țărmul din față? Mă întorc imediat, nu-ți face griji. Decât dacă auzi țipete. Caz în care nu trebuie să-ți faci griji, ci să vii să ne ajuți. Brontozauri. Visam că voi vedea dinozauri adevărat încă de când eram mic. Trex, să mergem să-i salutăm. Aceasta trebuie să fie falia pe care o căuta Graham. Lasă-mă jos. Dar visul meu nu se termina așa. Kate! Heatwave! Ajutor! Aș avea nevoie de ajutorul tău, Trex. Ne vom întoarce. Am niște conturi de reglat cu dinozaurii aia. E bine, ce părere ai? Nici măcar nu știu ce limbă e asta. Matematică. Sunt ecuații imposibil de rezolvat de la Gremsky. Heatwave ne-a povestit despre proiectul tău. Lucrul la calcule e soluția perfectă. Dar dacă nu pot fi rezolvate... Va fi mai distractiv.
Începeți voi. Trebuie să mă văd cu Chase în bunker, dar mersi. Chase? Ești aici? Bun venit la provocarea polițiștilor, jocul preferat al apărătorilor legii. Concurent 1, vino în platou. Uhu! Bine, Cody! Chase? Ce e cu povestea asta? E vorba de proiectul tău pentru cercetași. Blake spunea că emisiunile astea sunt distractive și instructive. Întrebarea 1. O mașină merge cu viteză și are farul din spate spart în zona unui șantier. Ce decrete rutiere sunt încălcate? Băi, chiar nu mă pricep la codul rutier. Răspunsul e toate! E timpul pentru runda fulger. Blade, ți-ai pregătit fulgerul? Mersi, băieți, dar nu cred că asta e soluția. Cody, se pare bine intenționată legată de tema proiectului tău, dar nimeni nu te-a întrebat ce ai vrea tu să faci. Ăsta e singurul răspuns care contează, Cody. Și poate veni doar de la tine. Toată lumea să vină în garaj. Doctorul s-a întors cu o poveste cu balauri. Apoi ne-au atacat. Carnivori și erbivori toți contra noastră. Da, și am și dinozaurme care pot dovedi asta. Dar de unde au apărut cu toții? Acea falie subterană pe care a găsit-o doctorul. E posibil să trăiască sub pământ de milioane de ani. Wow, 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 wow. Am trăit cu dinozaurii sub picioare toată viața? Există multe lucruri necunoscute sub acest pământ, Kate. Și aș vrea să rămână acolo. Uitați-vă! Domnul primar nu a făcut economii atunci când a amenajat un loc de fotografiat pentru turiștii ce vor un suvenir cu unicul pterodactil, marcă înregistrată. Dacă primarul ar ști ce-i pe insula Wayward, trebuie să protejăm acei dinozauri, să se întoarcă acasă. Vrei să mergem de bună voie pe o insulă plină cu dinozauri? Nu, mulțumesc, am văzut filmul ăsta. Am fi onorați dacă ai coordona misiunea Optimus. Mulțumesc, dar voi rămâne lângă Cody și voi urmări cum se descurcă echipa voastră într-o misiune complexă. Nu te vom dezamăgi, domnule. Salvatori, demarați operațiunea! Gata, am reglat camera mobilă pentru ca Optimus și Cody să ne urmărească de acasă. Bună idee, Graham. Intrați cu toții în roboți. Nu ne mai dorim surprize. Uitați, direcția aici. Și iată și versiunea înspăimântătoare. De ce sunt atât de supărați dinozaurii? Nu le-am făcut nimic. Ne poartă frică de data trecută. Scoateți bolovanii din zona faliei. E timpul ca dinozaurii să plece acasă. Stai deoparte pentru siguranța ta. Și pentru siguranța mea. Oprește-te! Vrem doar să vă ajutăm? Poate nu m-am exprimat prea clar. Blade, ce faci? Trebuie să plecăm de aici. Dacă stăm nemișcați, nu ne poate vedea. Știu asta de la televizor. Da? Ce regulă am stabilit cu televizorul? Chiar dacă e un documentar, nu trebuie să cred tot ce văd. Da! Mă doare! M-a mușcat de Elicia din spate! Blade, e rănit! Ajutor! Sunt aici, prietene! Ne retragem și ne regrupăm! Ciudat! Mă întreb de ce nu ne urmăresc dinozaurii! Cred că ai aflat și răspunsul, Boulder. Ce e substanța asta? Udrumoală. Dar de când avem grob de smoală pe Wayward? Mâsca o fi apărut dintr-o altă falie subterană. Nu-mi pasă de unde a apărut. Cum ieșim de aici? Sperăm că Optimus și Cody se uită. S-au împotmolit în smoală și se scufundă repede. Atunci timpul meu ca observator s-a sfârșit. Așteaptă, Optimus, te rog. Trebuie să vin cu tine, e vorba de familia mea. Înțeleg cât de importantă e pentru tine, Cody. Poți veni cu mine. Mai întâi va trebui să găsim o barcă. Pe unde vom merge noi, nu ne vor trebui bărci.
Suntem aici, sunteți bine? Am avut și zile mai bune. Bine că ați venit să ne ajutați, dar aveți grijă, dinozaurii aceia nu glumesc. Nici noi nu glumim. Vin în direcția semnalului emițătoarelor. De ce nu ne lasă să trecem? Aceste creaturi văd ca pe o amenințare tot ce nu e dinozaur. Păcat că Trex nu ne poate ajuta. Eu cred că poate. Stai aici, Cody Burns. Pentru a dobândi o formă nouă. Ești mult mai tare decât Trex. Scanarea unei creaturi care are o parte biologică și una automată poate duce la rezultate imprevizibile. Asta ți se pare tare? Să vedem ce zic dinozaurii. E mega tare. Deschide mai mult geamul? Nu, dacă nu vrei să înnoți în gudron. Ți-am spus că nu trebuia să mănânci o pizza întreagă. Ce-a fost asta? Închide geamul, închide geamul! Stați liniștiți, noi suntem... Acela e Optimus? Wow! Optimus e un transformator triplu? Mie de ce nu mi-a spus nimeni asta? Apreciem ajutorul dat, Optimus. Și aș putea spune că niciodată nu am fost mai bucuros că m-a mușcat un dinozaur. Un sfârșit împreună. Ha, șopârlele astea n-au nicio șansă împotriva lui Optimus. Vom elibera zona fariei. Stai, Heatwave! I-a întrebat cineva pe dinozauri ce își doresc? Nu cred că ar răspunde. Sunt dinozauri. Scopul lor e clar, să ne țină departe de acea groapă. Ah, poate că ar trebui să-i întrebe cineva de ce vor să facă asta. Ai dreptate, Cody. Răspunsul lor e cel care contează. Optimus chiar poate vorbi cu dinozaurii? Sunt în urmă cu noutățile. Pui de dinozaur! Adulții nu intenționau decât să-și apere pui. De aceea n-au lăsat pe nimeni să se apropie. Acoperă-ți urechile, Cody Burns. Domnule, îl atacă pe Optimus. Nu, Chase. Îi mulțumesc. Puii de dinozauri sunt așa drăguți. Și ei mușcă, să știi. Ar trebui să astupăm falea ca să fim siguri că dinozaurii rămân în siguranță. Departe de atracțiile turistice ale primarului. Plăcere, Trex. Dar data viitoare o simplă strângere de mână va ajunge. Bună treabă, Optimus. Optimus,
Să ne terminăm treaba și să ne întoarcem la barcă. De data asta misiunea e deja preistorie. Ah, în sfârșit, nu mai miros ca un drum recent asfaltat. Butronul este una dintre substanțele cu mirosul cel mai înțepător de pe pământ. Doar brânza Limburger îl întrece. Salut, băieți! Optimus a plecat deja? Nu, mai rămâne câteva zile până se obișnuiește cu noua sa formă. Ce bine, de-abia aștept să-i arăt proiectul meu de cercetaș. Ce te-ai hotărât să faci? După experiența noastră cu dinozaurii, am făcut o machetă de dinozauri și am vrut să arate cât mai realist. Aaaa! Cine a lăsat asta pe heliportul meu? Felicitări, se pare că ai reușit. Au dublat în limba română Paul Zurbău, Sorin Ionescu, Răzvan Dicoveanu, Alex Rusu, Sebastian Lucu, Petre Ghimbășan, Cosmin Petruț, Iulia Tohotan. Traducerea și adaptarea Bogdan Piticariu. Regia Adrian Moraru. Dublajul a fost realizat de studiourile BTR.